Fotbaliștii de la FC Botoșani își doresc cu orice preț o victorie contra steliștilor pe Municipal. Și asta în condițiile în care până acum nu au mai câștigat contra multiplei campioane din Liga 1. Adevăr că e un pic cam groasă gheața la ceea ce privește meciurile de acasă. Noi sperăm să obținem cel puțin un punct duminică, să spargem această gheață și să acumulăm puncte în această luptă foarte grea pentru accederea în play-off. Totodată, fotbaliștii botoșeneni sunt îngrijorați de faptul că avantajul terenului propriu poate fi anulat de condițiile meteo nefavorabile. Am văzut că abia ieri s-a dat zăpada de pe teren. Ne așteptăm la un teren greu, cum a fost și cu Viitorul, și nu știu dacă neapărat ne avantajează. Vă aducem aminte că meciul dintre FC Botoșani și FCSB va avea loc duminică de la ora 20 pe stadionul municipal din Botoșani.